O să ne bucurăm de stabilitate în tot ce facem și ne asigurăm că lucrurile vor merge bine și în viitor. Vibrația zilei este 11 și o să dăm dovadă de înțelepciune în alegerile pe care le vom face. Rac, e de lucru mult la serviciu. Sunt și niște evenimente care vă țin în priză și o să încercați să mulțumiți pe toată lumea și să vă luați banii pe care îi meritați. Leu, e cineva care vrea să vă invite într-o excursie, poate încearcă să vă cucerească și o să vă lăsați impresionați, dar nu și convinși. Mai vedeți pe parcurs. Fecioară, se poate să dați curs unei invitații la plimbare pentru mâine, că aveți nevoie de aer și de revăzut niște persoane dragi și niște locuri încărcate de amintiri. Balanță. E posibil să vă asociați cu niște oameni ca să dați drumul unui proiect care o să vă aducă un plus de strălucire și o să fie și bani. Scorpion. E momentul să începeți lucruri noi ca aveți susținerea celor care contează pentru voi și o să vă puneți la bătaie toate resursele din arsenal. Săgetător. E rost de plimbare. Aveți unde și cu cine și o să vă refaceți potențialul. Să o luați de luni de la capăt cu forțe proaspete. Capricorn. Se poate să cădeți la înțelegere cu un angajator, să lucrați la un proiect care va aduce un venit constant, ca să scăpați de stresul banilor. Vărsător. O să interacționați cu oameni care vor să dezvoltați o afacere, să vă folosiți toată priceperea, să atingeți noi performanțe. Pești. Relațiile cu grupul devin mai strânse și o să aveți mai multe succese dacă rămâneți în această formulă și poate vă vedeți și în timpul liber. Berbec. Se anunță bani și o să aveți cu ce să plecați în plimbare zilele acestea sau la distracție, poate pentru că le-ați promis copiilor o ieșire. Taur. O să primiți un accept și vă puteți remarca într-o nouă postură, fie la serviciu, fie în particular, dacă aveți voi vreo afacere care promite. Gemeni. O să aveți succes de echipă, fie că e vorba despre profesie, fie despre preocupările din particular.